de sărbători. Dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Ați spus că această listă, dacă rămâne în forma actuală, Doljo are acest fond de investiții foarte, foarte mic, aproape nevăzut. Dacă rămâne, adică ce se mai poate face? Bun, noi abia am luat cunoștință despre acest document pentru că săptămâna trecută l-au prezentat. Îl vom ataca cu toate metodele posibile, inclusiv în Parlamentul României, prin parlamentarii pe care noi îi vom avea. Sperăm să nu mai fie acest guvern care urăște, efectiv urăște regiunea Oltenia de săptămâna viitoare, având în vedere că sunt alegeri, dar noi cu certitudine ne vom bate să nu rămână așa. Nu se poate, nu se poate doar 4 km de drum expres pentru toată regiunea Oltenia. Nu se poate să ai 0 km de autostradă și 0 km de cale ferată. Deci chiar nu reușesc să înțeleg în momentul în care au făcut acest mecanism, au luat aceste măsuri, cum a fost posibil să nu vadă niciunul dintre ei, dintre cei care au discutat acolo, că, dom'le, avem o regiune pe care pur și simplu o scoatem de pe hartă, care nu mai există în viziunea noastră de dezvoltare. Ni se tot aruncă asta, s-a dezvoltat foarte mult Clujul. Mulțumesc! Pe banii europeni, pe banii statului, de fiecare dată cărați în județul Cluj, toată lumea ar fi știut să se dezvolte. Dar ce facem acum? Adâncim în continuare toate aceste dezechilibre care există între regiunile de dezvoltare? Nu e admisibil așa ceva. Cum comentați că dintre candidați, doi sunt miniștri actuali în guvern? Exact asta ne-am gândit și noi. Noi ne-am sufocat de nervi când am luat la puricat tot acest document și ne-am gândit exact la acest lucru. Oamenii ăștia au totuși doi miniștri în guvernul României. N-a observat niciunul că zona asta nu primește absolut nimic? N-a protestat niciunul dintre ei? Cum să ieși în conferință de presă cu președintele României, cu majoritatea miniștrilor și să-l prezinți ca pe ceva extraordinar? În condițiile în care tu acolo să nu sesizezi că n-ai niciun leu pentru regiunea ta ca să o dezvolți, chiar aș fi curioasă care sunt explicațiile. Și încă o dată, n-am o problemă cum se dezvoltă Clujul pe fondurile pe care le are din bugetul propriu sau pe fondurile care sunt puse la dispoziția tuturor pe principiu primul venit, primul servit. Acolo ne batem toți. Data trecută, pe ciclu financiar care tocmai s-a încheiat, Craiova a fost pe primul loc și județul Dolj, cred că pe locul 3 sau 4, pe România, ca și absorție de fonduri europene. Deci acolo suntem pregătiți să luăm toți banii posibil. Dar aici vorbim despre un document strategic planificat al guvernului de a dezvolta zonele geografice. Exact asta și-a dorit Uniunea Europeană, ca să reducă dezechilibrele. Din informațiile pe care le aveți la nivel național, și alte județe cu preponderență PSD sunt vitregite de astfel de fonduri? Nu ne-am uitat pe celelalte județe, nu știm ce fac colegii noștri. Cert este că noi am analizat, pentru că la ora actuală ne facem portofoliu pentru accesarea fondurilor europene și vrem să știm, ok, ce putem noi să accesăm și ce vin din partea guvernului. Și am avut această imensă surpriză și neplăcută surpriză. Să constatăm că Oltenia nu primește nimic, că este pedepsită și de această dată. Să merge cu protestul inclusiv la Bruxelles, deoarece e vorba de... Bineînțeles. Bineînțeles, vom încerca să blocăm acest document oriunde este posibil. Nu putem să acceptăm așa ceva, nu putem sub nicio formă să luăm de bun ce au gândit ei în condițiile în care toată zona noastră dispare din punct de vedere al dezvoltării viitoare. Dar chiar nu reușesc să înțeleg. Acești oameni nu s-au gândit când și-au pus semnătura pe documentul respectiv. Doamne, oltenii sunt singurii care nu primesc absolut nimic. 4 km de drum expres? Păi, nu vă supărați. Din 631? Nu e regulă chestiunea asta. Acum cred că înțeleg toți oltenii că dacă noi n-am fi deblocat proiectul de drum expres în 2017, cu tot ce a însemnat el,
foarte multe procese în instanță pe contestații, foarte multe luni de așteptare la licitații. Dar, ajungând în situația în care să nu mai poată să fie blocat de niciun guvern și să fie obligat să-l ducă la capăt, ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi existat PSD-ul? S-ar fi gândit oamenii ăștia la ceva pentru zona asta? Păi, uite, cu ce au putut ei să vină, 4 km de drum expres și 0 km de autostradă, 0 km de cale ferată. Mă și mir că nu le este rușine să mai vorbească, să mai apară public și să vorbească despre dezvoltarea județului Dol și a întregii regiuni Oltenia. Da, să sperăm că îi vor taxa la vot craiovenii. Dolgenii și toți oltenii. Președintele României tocmai a anunțat că de vineri, sfârșitul săptămânii, să redeschid piețele și târgurile în România. Sunt pregătiți cei din Craiova pentru o redeschidere? Întrebarea este de ce de vineri și nu de azi? Cred că și-au dat seama că au o problemă din punct de vedere electoral. Nu știu dacă ați fost în piețe în această perioadă, dar este o revoltă imensă și a comercianților și a celor care cumpără din piețe. Și atunci s-au gândit, hai să le deschidem când? În weekend, când sunt alegerile. Ce se întâmplă de luni, de exemplu, de săptămâna viitoare? Sau de ce nu sunt deschise până în weekend? Da, ori și cum ar fi, cred că toată lumea a înțeles din exemplul de la Craiova despre cum gândesc acești oameni. La Iași nu au nicio problemă să deschidă târguri, în alte localități la fel, la Craiova nu se poate. Copiii noștri nu trebuie să bucure și ei, nu trebuie să meargă prin zona centrală să-și cumpere o Acadea sau un Glob, pentru că cineva se gândește că aici nu trebuie să se întâmple nimic bun. Haideți să vă spun un lucru. Noi am anunțat că nu mai organizăm târg de Crăciun și știți foarte bine că am făcut și o conferință de presă vineri. Deci, din punctul nostru de vedere, acele chioșcuri care sunt în zona centrală sunt exact sau funcționează exact ca celelalte chioșcuri care sunt pe raza teritorială a Craiovei. Cum sunt și cele din Craiovița, cum sunt și cele din Brazda lui Novac, de la gară, de peste tot. Deci nu aveau nevoie de niciun aviz suplimentar de la Primăria Municipiului Craiova ca să funcționeze, decât de acordul nostru de a ocupa spațiul domeniu public. Majoritatea comercianților au avizul DSP, pentru că au apucat să-și ia înainte să înceapă toată nebunia asta și să fie blocați de la cel mai înalt nivel. Și la ce l-a folosit, vă întreb, avizul respectiv? Că tot n-au fost lăsați să vândă. S-a trecut printre ei, ați văzut și filmulețele pe care eu le-am postat pe pagina mea de Facebook. Din discuțiile pe care le-am avut cu comercianții, le-am lăsat special neprelucrate, nenimic, ca să înțeleagă toată lumea că asta a fost discuția și cum s-a întâmplat exact. Au trecut printre ei, au verificat, erau toți în perfectă legalitate, au trecut toate instituțiile de control din România și din județul Dolj, adică poliție economică, DSV, DSP, ITM, tot ce există, i-au verificat, le-au spus că sunt în regulă, după care peste o oră s-au întors și le-au spus închideți, că dacă nu vă dăm amenzi de zeci de milioane sau pur și simplu vă facem dosare penale. Și oamenii s-au speriat. Dar nu există nicio bază legală ca să fi făcut acest lucru. Echipajelor de control a fost la ordinul prefectului? Din moment ce în zona centrală au apărut sub coordonarea prefectului împreună cu prefectul, e foarte clar pentru toată lumea, cred. Și m-a enervat foarte tare și cred că pe toți craiovenii care s-au plimbat prin zona centrală, faptul că au dat drumul la megafoane la maxim ca să arătăm exact ca un oraș sub asediu. Care era rostul să sperii copiii care au venit pe acolo, care se plimbau în zonă sau bătrânii care se plimbau în zona respectivă? Să dai drumul la megafoane la maxim și să pari ca un oraș sub asediu. Doamna Lucuță Lăsescu, sunteți primarul Craiovei. Ce recomandați craiovenilor pentru zilele următoare? Că spune că majoritatea sunt legalitate, comercianți, trecători. Eu le-am recomandat comercianților să deschidă chioșcurile și le-am spus că ne asumăm că din punct de vedere legal nu are ce să li se întâmple.
Și ei sunt conștienți de același lucru, că din punct de vedere legal nu au cu ce să îi penalizeze. Cu toate astea, oamenilor le este pur și simplu frică. Au spus, dom'le, ne-au luat la toți zeturile, știu exact unde funcționăm, o să ne lase probabil în pace acum, după care o să vină să ne închidă afacerea. E mai dictatură de așa, nu știu dacă se poate. În 2020, exact. Și culmea, în săptămâna în care este campania electorală, ultima săptămână de campanie electorală. Păi ce o să se întâmple după această campanie electorală, când poate vor câștiga alegerile, ceea ce mă îndoiesc că se va petrece de săptămâna viitoare, dar ce s-ar întâmpla dacă ei ar fi câștigătorii și ar avea guvernarea pentru următorii 4 ani, când nu mai pot să fie sancționați nici la vot, nici cum. Din moment ce au dat drumul la atâtea abuzuri în această perioadă. Ce se întâmplă cu comercianții, cu contractele chiar cu primăria? Noi le-am spus comercianților că pentru aceste zile, când nu au putut să desfășoare activități economice, nu o să le luăm bani pe chirie. Căsuțele, să știți că sunt ale REA de pe FLE-ului. Noi nu am plătit nimic pentru acest târg de Crăciun, așa zis târg de Crăciun, pentru că de fapt nu e târg, sunt doar niște căsuțe. Le-am închiriat unor comercianți și noi nu facem altceva decât să luăm o taxă pentru ocuparea domeniului public, așa cum luăm peste tot în oraș, de altfel când căsuțele sunt ale noastre. Iar în ceea ce privește iluminatul de sărbători, dumneavoastră ca jurnaliști știți foarte bine că și în alți ani a fost la fel. Nu s-a plătit niciun leu din fondurile primăriei pentru a se achiziționa beculețele respective, pentru că firma este obligată prin contractul pe care îl are cu Primăria Craiovei pentru iluminatul public, ca în perioada sărbătorilor să-l asigure gratuit. În primul rând că ei n-au făcut controle. Sau controle